Cum vă numiți? Mă numesc Horvat Elena și din Cluj-Napoca și frecventez locașul de credințe din Cluj-Napoca. Doamne Elena, cum erați înainte? Cum era viața dumneavoastră înainte să ajungeți la locașul credinței? Înainte de a ajunge la locașul credinței, viața mea era întunecată, eram foarte stresată, eram nervoasă, aveam foarte multe probleme de sănătate, aveam probleme financiare și probleme familiare. Totul era un haos în viața mea și eu ca și persoană nu eram bine și aveam foarte multe probleme. Cât timp dumneavoastră ați suferit așa? Foarte mulți ani, cred că peste 20 de ani. Mai gândeați că ieșiți din situația aceasta? Niciodată nu m-am gândit și eram foarte supărată, eram foarte obosită și totdeauna nu știam care e calea cea mai potrivită ca să ies din această situație. Era o situație dezastruoasă. Așa ați ajuns? Da. Ce s-a întâmplat după când ați început să frecventați locașul? După ce am început să frecventez locașul, lumina a apărut în viața mea. Am început să învăț foarte multe lucruri care îmi dădea credința și speranța și certitudinea că și eu la vârsta mea pot și totul e posibil și că viața mea se va schimba. Și dacă am credință și cred, atunci, într-adevăr, totul în viața mea s-a luminat și eu sunt o altă persoană. Atunci, seriile de slujbe au început să vă schimbe. Da, seriile de slujbe m-au ajutat să conștientizez că totul e posibil. Dacă ai credință și crezi, și cu cât vii mai des la slujbe, cu atât înveți mai mult și mintea ta reacționează și mintea ta conștientizează că totul e posibil. Ceea ce înainte nu credeați că se poate. Niciodată nu credeam că eu o să mai fiu o persoană normală și să pot să gândesc altfel și pot să mă orientez. Că era o persoană care nu puteam să mă orientez, era o persoană care era dezastru. Înțeles. Atunci, serile de slujbe v-au ajutat să se întâmple o schimbare cu ajutorul lui Dumnezeu. Da, ceea ce mi-am dorit când am venit aici, de-aia și venit aici, să fac o schimbare pentru mine, pentru interiorul meu, ca să pot să fiu o persoană normală și să gândesc normal, ca și o persoană normală. Am înțeles. Ce experiență aveți cu campania Focus Sfânt? Cu campania Focus Sfânt am sacrificat că mi-am dorit să fac o schimbare foarte mare în mine, adică în interior. Și după Focus Sfânt am simțit că ceva în interiorul meu S-a schimbat. Am simțit că a apărut lumina în viața mea, că pace. Interiorul meu este pace, liniște sufletească și încrederea aia foarte mare că cineva e lângă mine, mă ocrotește, că îmi dă putere și forță să merg înainte. Atunci sacrificiul v-a schimbat. Da, foarte mult. Foarte mult și nici nu știu, nu mă recunosc eu pe mine și foarte multă lume mă întreabă de unde îți vine ție încrederea așa de mare și convingerea că totul e posibil. Mm-hmm. Da. Atunci, că vă întreb, astăzi sunteți o altă Elena? Da, astăzi sunt o altă persoană și niciodată nu m-am putut gândi că o să ajung. Să pot să spun că sunt o altă persoană și altfel mă simt. Și... Am înțeles. Cum merg lucrurile astăzi, în toate sensurile? Astăzi, în toate sensurile, pot să vă spun că merg foarte bine. Nu bine, foarte bine. Am clienți, am bani. De când sunt zeciuitoare fidelă, banii stau la mine. Până atunci,
toți se duceau și rămâneam fără niciun familie bar. Cum este? E pace, e liniște și parcă totul este într-o armonie, într-o armonie totală, diferită și e foarte minunat să ai o viață unde există o armonie, ceea ce înainte nu aveam. Și așa o pace este. Și o liniște, să simți că ești bine tu cu tine, e un lucru foarte minunat și nu știu cât de recunoscătoare aș putea să fiu pentru tot ceea ce am primit și de la Dumnezeu. Pentru ceea ce sunt în ziua de astăzi, pe lângă ceea ce eram în trecut. Atunci sacrificiul schimbă, merită să fie făcut. Merită, chiar merită sacrificiul și prima dată când sacrifici, să sacrifici pentru tine, ca tu să fii bine, că dacă tu ești bine și ești alături de Dumnezeu, atunci el, restul vine de la sine. Așa e. O întrebare ca să terminăm. Cineva v-a obligat de a face sacrificiu? V-a obligat cu ceva? Nu. Nimeni nu m-a obligat să fac sacrificiu. Eu singur am sacrificat, deoarece mi-am dorit din tot sufletul să fie o schimbare în mine, să am pacea aia și liniștea la care o vedeam la altcineva și eu mă gândeam că, Doamne, eu când o să am pacea aia și liniștea interiorul meu, să nu mai simt stresul, să nu mai simt nervozitatea aia care mă făcea să-mi pierd mințele, pur și simplu. Astăzi fericită, bucuroasă, plină de viață. Da, foarte fericită și recunoscătoare pentru tot ce am primit și pentru viața pe care o am și pentru liniștea și pacea din sufletul meu. Ultimul lucru, ce sfat dați pentru cei care ne văd? Pentru cei care ne văd, eu pot să spun că merită să faceți sacrificiu. Îl faceți pentru voi prima dată, ca voi să fiți bine, să aveți o viață fericită, exact așa cum o am eu acum, să aveți pacea și liniștea din interiorul care nu o găsiți în altă parte și e un mare lucru și viața trebuie trăită fericită și așa cu este. Pace și cu liniște în suflet. Nu trebuie să te chinui. Așa este. Că Dumnezeu ne-a dat viața ca să fim fericiți, dar noi alegem ce facem. Așa este. Doamne, vă mulțumesc că ați fost alături de cu noi. Plăcere. Dragii noștri prieteni dumneavoastră care ați auzit pe doamna Elena, ceea ce dânsa a spus despre campania Focus Sfânt, despre tot ce a făcut participând în locașul credinței, cum Dumnezeu a schimbat viața dânsei, așa Dumnezeu poate schimba și viața dumneavoastră. Campania Focul Sfânt, aici în Cluj-Napoca, pe strada Ploiești numărul 51, va fi pe 14 iulie la ora 9. Că bunul Dumnezeu să vă dea multă lumină, vă mulțumesc mult! Cu plăcere!